spune-mi tu ce ai făcut tu tătă zlu astăzi și până la urmă am cedat. Hai, hai, că ai avut gură, tătă Zua, ce ai zis către mine? Am zis când îmi dai cadou. E câte ori? Nu știu, cred că peste 100. Aha, deci până la urmă n-am mai putut, că m-am săturat și să te văd. Na, ce cadou ai primit? Că nu te-ai putut răbda până de ziua ta. Aici. Da. Tu. Cel mai jal Nicolau. Ce cu mamă la Victor? E bun. Ți-e suficient de mare? Nu-i prea mică? Nu. Au, tu, avem roibist. Na, mă, poți să te îmblătești cu capul de pereți. Doare, că glumesc. Nu, 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 că oricum doare. Acum stai să te protejeze un pic. Ok, ok. Și ce mai e acolo? Un balon de ruibi. Oh, la, la. E pe placul tău? Îți place? Acum să-l umflăm, așa-i? Să văd. Și oricând e bătucite, zgetele, zbătucite ca o babă bătrână. Atât de bine miros. Deci babă aur... bătrână este un pleonasm, cred. Acum eu vreau să-ți redau cât mai bine faptul că... E de două ori bătrână, Caisa. Nu e bătrână, dar arată rău, rău. Da, atâta de bine miros. Extraordinar de bine. Sunt foarte, foarte coapte. Și le-am cumpărat tocmai pentru că au fost atât de coapte. Că știam că la dulceață sunt perfecte. Mi-am înțeles unde câte borcane ai făcut acum 4 zile. Așa, odată ce te încerci, ce te apuci de astfel de activități, greu te mai oprești, greu îți mai ieși din ritmul ăsta, știi? Mm-hmm. Și ce mi-am dat mai seama? Mai ales că a fost și la reducere. Și când e la reducere... Nu, 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 nu din cauza asta am luat, că... Am găsit perfecte, frumoase în piață, cu... Un leu și jumătate mai ieftin de atât. Dar eu le-am luat pentru gust. Se spală foarte greu din cauza că sunt așa de zdrobite, da? Ne-am descurcat oarecum. Victor, i-a dat Dumnezeu minte la tată tău să-și ia o nevastă bună ca să ai tu ce mânca bine. Deci, practic, dragostea asta tă cu gândul la stomac ți-a fost. Păi nu? Vai, cum te conduce stomacul ăsta în viață. Nu, spune-mi tu, dacă nu erai atâta de axat pe stomac, da? Așa. Și îți luai o soție așa frumoasă, suplă, nu erai tu mai fericit? Nu e sigur. Tati, o să pui... Dar e sigur cu ce am acum? O să pui, te rog, apă în bidon. Da, îți spun acum. De îndată ce termin de mâncat oala asta de caise. Te ajut. Deci, uită-te la ea. Gheata e în ultimul hal, da? E... Dar te rog, miros eu. Stai să o miros. Doar că o zis, mămică, ta, fără minge în casă. Că ia, ce ți-o zis? Burtă? Ce ai, Nicu, ăsta frumos, o zic că trebuie să-l protejăm. Păi, auzi tu. Deci fii atent, Sofia, ce-o zis mămică ta. Ceainicul ăsta a ei e lucru preferat din toată casa asta. Deci nu-i vorba de mine, nu-i vorba de tine, vorba nu-i vorba de, lucru, de Victor. E vorba de lucru. Păi pot să fiu încărnat și la lucruri. Ești tu un lucru? Și dacă eu nu trăiesc 100 de ani? Tu trăiești cât vrei. Și eu o să trăiesc cât vreau. Nu.
câte zile am de la Dumnezeu. Ți-ar fi greu, te pomeni, Victor. Da, mare lucru, foarte greu, hai să încerc. Nici nu-mi cap bine aici. Sunt acolo, trei. E ora 11, tu trebuie să mergi la culcare. În cort. Și? Dormiți în cort astăzi? Da. Nu. Și mergem mâine. Copiii noștri alaltăieri s-au instalat cortul și ieri noapte au dormit afară. Cum v-a plăcut afară? Și acum ce faci? Îți bagi mâinile până tătă dulceața? Vai de mine. Și apoi noi trebuie să o mâncăm? Da. Vreau și eu. Mai pune zahăr, se pune la piept și gata. Într-o oră, oră jumate suntem gata cu dulceața. Numai că nu o să pot să o pun în... Nu o să pot să o pun în borcane. Asta seară, când am borcane pregătite, poate mă duc mâine și cumpăr câteva și o pun repede de dimineață. No. Vezi, ăsta e dezavantajul când stai la țară, că nu poți repede fugi până non-stop. Nu, non-stop, oricum nu găsești borcane de cumpărat. Pe plăsuța ta de cartofi s-o așeza pisica. Ce răuțe. Da. O scapi sau o ții? O țin. Vezi că noi doi suntem băieți, trebuie să putem să ne descurcăm în viață. Ne-a prins becul. Fetele tot timpul... Intrat, domnilor. Hei! Chiar? Nu, m-a s-o speriat. Ce m-ai speriat? S-o speriat cum o sfârâit. Na, ce să zic, că musai să ne lăudăm că noi ne facem dulceața cu foc de lemne, nu orice. Deci altfel de gust, altfel de rezultat. Avem aici un șpor făcut de tata care-i sobar de zeci de ani. Și vara e foarte greu de folosit pentru că, evident, emite foarte multă căldură. Dar ne place, nu, dragă? Da, apoi ne punem aici un ventilator și ca și cum suntem pe briza mării. Nu spui tu ventilatorul, că ventilatorul e sus la mine, că mă pun la editar. Nu îl pun deocamdată, că e răcoare de afară. Vine pe geam, mai vin pisicile, mai... O să ne zică oamenii, vai cum umblă pisicile alea pe acolo, pe la voi, pe în bucătărie, dar nu vii scârbă! Nu, că pisicile umblă pe jos. Ia mai pasta mică, cum se uită! Hai, țin! No, nu se dă nimic acum, numai ne facem dulceața, mereți și prinde soareci. Să nu pui mult zahăr. Nu? Vreau să fie dulceață naturală. 2 kg de zahăr la 10 kg de... Din asta e ok? Păi, ce să zic? Zahăr. Tu trebuie să spui, că tu știi. Moartea albă. Este ora 12 și... Dulceața noastră încă fierbe, arată foarte bine, dar mai am restat cel puțin o jumătate de oră să mai fiarbă. Încă este mult prea zemoasă. Așa că astăzi noapte albă. Având în vedere că e o dulceață făcută după miezul nopții, e chiar foarte bună. Nu uitați să ne scrieți părerile voastre în comentarii, să ne lăsați un like și ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!